Mi-a spus domnul prim-ministru, suntem în aer, avem județul complet distrus, drumul județene, drumul comunal. Și a zis că a făcut un apel la Uniunea Europeană și dintr-un fond solidaritatea care l-au ei, s-ar putea să ne dea niște bani pentru aceste remedierea tuturor deficiențelor, tuturor efectelor calamităților naturale. Dar eu cred că până la urmă vom găsi soluții. Nouă la Vâlcea ne-a mai dat acea sumă, sigur, mică. Cineva spunea că a dat mai mult la Gorj, că a dat mai mult la... Ne-a dat exact cât în toate cele 4 județe sau 5 care au fost calamitate în ultima perioadă. Și vă rog eu că, să înțelegeți că nu sunt bani, nu că este rea voință, pentru că noi trebuie să plătim datoriile care le-au făcut ceilalți pe furăciune, pe lucruri de nimic. Deci nu se vede nimic făcut în țară, dar noi trebuie să plătim aceste datorii. Trece luna, vine scadența datoriilor și lucrurile sunt foarte complicate din acest punct de vedere. De aceea vă rog și vă chem să acționăm cu aceeași tenacitate în continuare, în lupta care ne așteaptă pentru alegerea viitorului președinte al țării. La scrutinul din noiembrie ne vom confrunta cu adversari politici a căror tenacitate și forță nu trebuie subestimată. De aceea susțin că este necesar să folosim din plin experiența, expertiza și aturile fiecărui militant și simpatizant al PSD